Oficialii din domeniul medical încep să arate și ei lipsurile enorme din sistem. Cultura calității lipsește în rândul medicilor din România. Acest lucru l-a recunoscut chiar Vasile Cepoi, președinte al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, instituție care se ocupă de acreditarea spitalelor și ambulatoriilor. Din păcate, cultura calității în rândul profesiei noastre este extrem de scăzută, încât în momentul în care s-a înțeles că urmează ca fiecare nivel de asistență medicală să respecte niște standarde și să fie măsurată calitatea prin raportare la aceste standarde, a apărut teamă. O teamă atât de mare, asemănătoare pacientului care nu dorește să fie investigat ca să nu știe ce boală are. Potrivit președintelui ANMCS, există o problemă în spitalele din România. Nimeni nu știe cât de bine stă din punct de vedere al calității, dar nici nu vrea să știe. Se teme că s-ar putea să stea foarte prost. În acest moment, cabinetele de medicină de familie nu sunt acreditate de către ANMCS. În schimb, spitalele și ambulatoriile au fost acreditate. Chiar în Parlament a fost o astfel de discuție și ne-am pun dacă acredităm medicina de familie și constatăm că sunt un număr de cabinete de medicină de familie care nu pot fi acreditate. Ce ne facem? Deci, atunci este mult mai bine să lăsăm lucrurile așa. Pacientul să nu știe că acolo unde se duce el, unde este înscris, el nu îi se oferă serviciile care ar trebui să îi se ofere și care ar trebui să îl protejeze de o evoluție nefavorabilă a stării de sănătate. Vasile Cepoi a fost prezent astăzi la Cluj-Napoca la o conferință despre managementul calității.